Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați, bun venit celor noi, vă salut cu mare drag pe cei ce vă abonați astăzi. Dragilor, ce să zic, poftă mare la micul dejun, poftă mare la cafea, să aveți o zi extraordinară, o a doua zi de Crăciun fabuloasă, niciodată nu e prea târziu să mai primești niște cadouri în plus, dar haideți să vorbim despre piața cripto. Bitcoin are un mic pullback, adică o mică retragere. Hai să vedem cum stăm, pentru că astăzi e o zi extrem de importantă. După cum vă spuneam, astăzi este o zi foarte importantă și o să vedeți imediat de ce. Suntem pe graficul Bitcoin-dolar pe Bitfinex, 4 ore trading view. Da? Din punctul meu de vedere, în clipa de față, vom testa această zonă, 49.250 pentru Bitcoin. E o zonă de suport pe care a testat-o după ce a rupt trendul negativ pe 23 decembrie. E posibil să o testăm și acum. 200 moving average-ul a fost o rezistență puternică, a testat-o de 1, 2, 3, 4, 5, 7, de foarte, foarte multe ori. Da? Dar ce contează cel mai mult este aici, pe weekly. După cum vedeți, linia albă este trendul negativ în care a intrat pe 5 aprilie, da? Din care am ieșit în 4 octombrie. Da? Acum, această linie de trend negativ a devenit suport. Da? Din punctul meu de vedere, dacă închidem această săptămână deasupra acestei zone, da? Este o confirmare bullish. Din punctul meu de vedere. Da? Bine, foarte important este să închidem deasupra la 50 weekly moving average. Da? Această linie verde. Am să scot pe asta de aici, ca să se vadă. Am să scot și, de fapt, asta o lăsăm. Deci, trendul negativ început. L-am mai atins odată. Și acum, din nou, am avut această corecție. Avem această structură de piață. Foarte, foarte important să închidem peste 48.000, 49.000. Ca să continuăm trendul. Haideți să ne uităm un pic și pe știri. În primul rând, văd aici o știre în care Elon Musk spune că Neuralink este mai bun decât Metaverse pe termen lung. Neuralink este un proiect în care e implicat el. O știre trăznet este că căutările globale pentru cuvântul NFT au depășit pentru prima dată în istorie cuvântul cripto. Deci oamenii sunt mai interesați de NFT-uri decât sunt interesați de cripto în general. Mai avem aici o știre interesantă că Turcia este gata să aplice legislație nouă pentru cripto. Mai avem tot o știre legată de Turcia în care spune că Binance Turcia a fost amendat cu 8 milioane de lira pentru nerespectarea legislației împotriva spălării banilor. Da, ce surpriză. Unii oameni spală bani cu cripto. Iar amenda de 8 milioane de lire mi se pare o glumă în condițiile în care lira s-a plăbușit în cap, adică i-au amendat cu nimic. Așa. Deci, cam astea sunt știrile în linii mari. Nu văd nimic extraordinar. Acum suntem și în perioada sărbătorii. Ok. Dogecoin Foundation lucrează cu Ethereum co-founder să realizeze un proiect de staking. Interesant. Ok. Da. Asta încă este o știre interesantă. Bitcoin trebuie să rupă zona de 51.000 pentru a reduce șansa unui nou sell-off din partea balenelor. A, deci, dacă începem pe daily, trebuie să depășim pe daily acest 50 moving average, valoarea medie pe 50 de zile. Dacă o depășim până la Revelion, e un semn bun, dar
cel mai important ar fi să ne ducem peste 60.000 de dolari pentru un singur Bitcoin până de Revelion. Adică, dacă ar fi să îi spun moșului, cam asta e dorința pe care aș vrea să mi-o îndeplinească, să terminăm anul peste 60.000 ca valoare, pentru că dacă ne ducem în acea zonă, de fapt, dacă depășim acest 52.000, următoarea zonă este clar 60.000. Dacă depășim 60.000, eu zic că ne ducem spre între 75 și 85.000 de dolari. În rest, toate bune. Vă așteptăm pe canalul nostru premium de Telegram, canalul de semnale și canalul de educație de tranzacționare, pentru că noi am constatat că acest canal, fără suport, fără indicații, ar fi destul de greu de folosit de foarte mulți oameni și de aceea oferim foarte mult suport, asistență pas cu pas. În general, canalele din străinătate oferă doar semnale de piață, cumpăr aici, vinde aici și cam atât. Noi oferim semnale mult mai complexe, cu cât la sută din portofoliu să intri, care sunt zonele de intrare pe grafic, care sunt zonele de ieșire, unde punem stop loss-ul și așa mai departe. Veți găsi link-ul către acest canal în descrierea acestui clip sau pe site-ul consultanțăcripto.ro, aveți link direct acolo. De asemenea, am primit vești de la echipa de designer pentru BitMyMarket, site-ul nostru. Designul e gata. Îl așteptam de foarte mult timp. Probabil în următoarele 2 săptămâni va fi implementat. Aplicația de Android și iOS este și ea gata. Încă o dată vă spun celor care dețineți BMK, nu e momentul să vindeți, din contră. În ianuarie la început dăm drumul și la partea de staking. Modulul de staking este deja gata, dar nu l-am implementat cu vechiul design. Am zis că e mai bine să așteptăm să avem noul design. Moneda noastră o găsiți pe site-ul CoinZix. Veți găsi link-ul în descriere. Așa că vă aștept cu anunțuri pe platformă, pe toți cei care vreți să vindeți ceasuri, mașini, motociclete, case, terenuri pentru cripto. Prețurile pot fi afișate în euro, USDT, Bitcoin și Ethereum, iar tutorialul despre folosirea acestui site, conectarea cu Trust Wallet, MetaMask și alte wallet-uri, îl voi face în ianuarie când implementăm noul design. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, să ne vedem cu bine și să închidem cu bine săptămâna.